Vă propun să mergem chiar acum în Israel, către Ierusalim, pentru a înțelege o altă perspectivă, o nouă poveste, o mărturie a mamei unei familii de români. Este vorba despre doamna Mirela Schwarz, care a acceptat să stea de vorbă cu Euronews România și mulțumesc pentru asta. Bună ziua! Aveți copii, doamnă? Da, am doi copii, unul abia a ieșit din armată, unul este în armată. Nu voi vorbi prea mult de ei pentru că nu vreau să le periclitez locurile unde sunt. Înțeleg. Ne puteți totuși în cuvintele pe care le doriți spune cam care e sentimentul unei mame zilele acestea? Da, de foarte mare frică. Suntem în pur și simplu inimile, ne dor inimile pentru cei care au pentru ceea ce s-a întâmplat la acel festival. Nu există așa ceva. Nu poți să-ți închipui ca om normal, ca cineva să-ți intre peste niște copii care doar vor să aibă un pic de petrecere și să-i împuște. Toți copiii noștri sunt pe linia de front, încearcă să apere cum se poate mai bine Israelul, țara. În Ierusalim e destul de liniște. În schimb, ieri au fost două bombe care au fost foarte aproape de cartierul nostru. Lumea este destul de încordată. Nu sunt magazine deschise. Te duci pe fugă, îți faci o aprovizionare mică și te întorci acasă. Toate buncărele care se blocurilor sunt deschise și ești informat când trebuie să te adăpostești, dacă ai cum, și să fie cât mai rapid. Este o situație foarte încordată. Da, e important ceea ce spuneți, pentru că foarte mulți dintre noi nu știu sau poate nu și-au imaginat până acum cum arată de fapt minutele, poate secundele, dinaintea unui atac cu bombă. Chiar și în Ierusalim, care în mod normal e liniștit. Vă pot spune de ieri, eram la servici și eu conduc un autobuz, eram la servici, a început alarma, pur și simplu toată lumea și din celelalte mașini am deschis ușile, am lăsat călătorii și lumea din mașini să iasă și ne-am adăpostit fiecare unde s-a putut mai... Ți se pare că e cel mai bine și am stat până s-a oprit alarma și se spune 10 minute să stai după, iar apoi ne-am continuat viața, cu toate că în urechi ai bubuielile care abia s-au auzit. Ce ați observat că s-a schimbat în Ierusalim în ultimele 8-9 zile, din perspectiva felului în care curge viața? Nu sunt turiști, oamenii sunt foarte speriați. Nu se iese mult pe stradă, nu sunt școlile nu merg, grădinițele nu merg. Te uiți în stânga și în dreapta, Doamne ferește să nu vină cineva și cum s-a întâmplat în Franța, să-ți taie gâtul. E pe semne foarte greu să... Îmi pot doar imagina să trăiești așa, adică cu acest sentiment și cu gândul pe care vă rog pe dumneavoastră să-l exprimați. Poți preîntâmpina? Adică există din când în când sentimentul de siguranță că ai putea preîntâmpina ceva? De pildă un atac în stradă, când coborâți poate câteva minute. Nu poți preîntâmpina nimic, nu poți. Dacă cuiva are acest lucru în cap de a face rău altcuiva, nu poți întâmpina. Pot fi și bombe în autobuze, ne așteptăm. Noi ne așteptăm la cei mai rău. Încercăm să ne uităm în ochii fiecăruia, să vedem dacă ai putea preîntâmpina ceva, dar nu cred. Tensiunea este foarte mare. Doamna Schwarz, astăzi știm clar din statistici, când privim cifrele, că vorbim despre mii de victime de ambele părți. Victime ale Hamas, victime ale atacurilor
armatei israeliene. Și aș vrea să vă mai întreb o chestiune, și anume, ce simțiți când vedeți în Gaza zone întregi rase la pământ, distruse? După mine nu este bine nici acolo să se întâmple așa ceva. Sunt oameni nevinovați care nu au nici măcar, n-au știut nici măcar ce se va întâmpla ca și aici. Dar sunt și oameni care îi adăpostesc și nu facilitează terminarea acestei nebunii cât mai repede.